Salutare! Videoclipul de azi conține 35 de întrebări de cultură generală din geografie. Să începem! În ce țară se află faimosul pod de aur, susținut de două mâini uriașe? În Vietnam, în apropierea orașului Da Nang. Unde se află cascada Iguazu, numită și gâtul diavolului? Se află în America de Sud, 20% din cascadă fiind pe teritoriul Braziliei, iar 80% pe cel al Argentinei. În ce țară se află munții Zhangjiajie, care au fost sursa de inspirație a regizorului filmului Avatar? Se află în China, iar cel mai înalt vârf a fost numit Muntele Aleluia, în onoarea filmului Avatar. Cărei țări îi aparține insula Bali? Indoneziei. Ce lungime are Marele Canion din Arizona, Statele Unite ale Americii? 447 de kilometri. Unde se află Capadocia? Capadocia se află în Turcia Centrală și este o regiune istorică estimată la aproximativ 100 de kilometri pătrați, cu peste 200 de orașe și sate subterane, conectate între ele de o rețea de tuneluri. Unul dintre orașele subterane, care este deschis parțial publicului, are 11 etaje și ajunge la o adâncime de 85 de metri și poate găzdui până la 30.000 de oameni. Pe teritoriul cărei țări se află vulcanul Fuji? Pe teritoriul Japoniei. Unde se află canionul Antelope? În Arizona, Statele Unite ale Americii. În ce țară se află dealurile de ciocolată? Se află în Filipine, Asia, mai exact în provincia Bohol. Sunt peste 1260 de dealuri răspândite pe o suprafață de aproximativ 50 de kilometri pătrați. Unde se află terasele naturale de calcar Pamukkale? În provincia Denizli, din sud-vestul Turciei. Pe marginea teraselor curge un pârâiaș cu apă termală, formându-se astfel mai multe bazine cu apă caldă. În ce localitate din România poate fi vizitat cimitirul Vesel? În localitatea Săpânța, din județul Maramureș. Dacă nu v-ați abonat încă la canalul meu de YouTube, nu uitați să o faceți, apăsând butonul Abonează-te! Vă mulțumesc! Pe teritoriul cărei țări se află pădurea de piatră? Pe teritoriul Chinei, în provincia Yunnan. Formațiunile stâncoase, care ajung și până la 30 de metri înălțime, se întind pe o suprafață de aproximativ 400 de kilometri pătrați. Care este capitala Croației? Zagreb. În ce țară se află satul incaș Machu Picchu? Republica Peru. Unde se află munții Curcubeu? În nord-vestul Chinei, în Parcul Național Dangxia. Unde se află arhipelagul Zanzibar? Este un teritoriu autonom din Africa și aparține de Tanzania. În ce zonă din țara noastră se află cascada Șapte Izvoare, a cărei apă este considerată cea mai pură din lume?
se află în cheile Zănoagei din munții Bucegi, între lacurile Bolboci și Scropoasa, la o altitudine de 1300 de metri. Cărei țări îi aparține insula Santorini? Greciei. Care este capitala Turciei? Ankara. Unde se află cel mai înalt și mai lung pod de sticlă din lume? Se află în China, deasupra marelui canion Zhangjiajie. Podul are o lungime de 430 de metri, o lățime de 30 de metri și a fost inaugurat în anul 2017. Are capacitatea de a susține 800 de persoane odată. Ce fluviu a format prin eroziune Marele Canion din Arizona, Statele Unite ale Americii? Fluviul Colorado. Lungimea fluviului este de 2333 de kilometri. Unde se află celebra insulă pe care s-a filmat filmul Plaja cu Leonardo DiCaprio în rol principal? Se află în Thailanda, iar insula se numește Koh Phi Phi Leh. Ce țară mai este denumită și țara celor 1000 de lacuri? Finlanda. Care este cel mai înalt vârf muntos de pe glob? Everest, cu înălțimea de 8848 de metri din munții Himalaya, Asia. Unde se află cheile Bicazului? În munții Hășmaș, la 20 de kilometri de orașul Bicaz. Se întind pe o distanță de 8 kilometri, între lacul Roșu și Bicazul Ardelean. Unde se află cea mai mare peșteră din țara noastră? Este vorba de Peștera Vântului, cu o lungime de 47 de kilometri, care se află în munții Pădurea Craiului, din județul Bihor. Pe teritoriul cărei țări se află formațiunea stâncoasă impresionantă denumită Cotul Potcoavei? Arizona, Statele Unite ale Americii. Care este cea mai mare insulă a Thailandei? Phuket. Cum s-au format stâncile din Capadocia? Zona muntoasă s-a format datorită erupțiilor vulcanice produse cu mii de ani în urmă. Cu timpul, stratul superior al solului a fost erodat de ploi, vânt și nisip, formându-se astfel stânci spectaculoase. În ce țară se află peștera Postojna? Slovenia. Aceasta se întinde pe o suprafață de peste 20 de kilometri, fiind una dintre cele mai spectaculoase peșteri din lume. Cărei țări îi aparține insula Ibița? Spaniei. Unde se află lacul și barajul Vidraru? În județul Argeș, la 40 de kilometri de Curtea de Argeș. Este un lac de acumulare creat pentru producția de energie electrică. Care este capitala Islandei? Reykjavik. Pe teritoriul cărui județ se află lacul Kolibița? Kolibița este un lac artificial de acumulare din munții Kaliman, județul Bistrița-Năsăud. Cum se numește paralela de 0 grade? Ecuator. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog să distribuiți linkul și prietenilor. Vă mulțumesc! Pe curând!